Bună ziua și bine v-am regăsit în această etalare. Vom vedea dacă există alte femei în viața lui și vom încerca să obținem o descriere cât mai detaliată asupra relațiilor, măcar să știți în ceea ce vă băgați, dacă este cazul să vă băgați și așa mai departe, pentru a vă fi mai ușor să luați o decizie ce să faceți cu această situație. Bun, aceste cărți sunt un pic mai greu de mestecat, deci o să vă rog să aveți răbdare cu mine în acest punct. Acestea sunt cărțile. O să vă rog să alegeți o carte. Dacă aveți nevoie de mai mult timp, vă sugerez să puneți pauză la acest videoclip. Eu voi începe cu varianta numărul 1, voi muta celelalte două variante un pic mai sus, astfel încât să nu ne încurce și voi începe. Bun. Bun, deci în prima fază avem un 9 de spade. Și sub această carte mi se sugerează cuvântul cruzime. Să vedem. Bun, această persoană în prima fază este foarte impunătoare. Este o persoană care gândește foarte rațional totul, nu prea gândește cu inima, să zic așa. Este foarte rece, este foarte fixist. El ca și... Bine, consider că e un bărbat, dar poate să fie și femeie în funcție de dumneavoastră. Dar ați înțeles, faceți, adaptați situația, ok? Această persoană își ține opțiunile deschise în prima fază, da? Este o cruzime față de dumneavoastră, probabil dumneavoastră vă doriți o situație mult mai stabilă, probabil ați discutat deja această problemă cu acest om, probabil v-a promis anumite lucruri, însă nu are de gând să se țină de aceste lucruri. Bun, această persoană vrea să-și păstreze libertatea mai presus de orice sentimente, nu l-aș vedea că pune foarte multe. Îi place ceea ce este mai sclipitor, ceea ce este mai arătos, ceea ce este mai pretențios, are dorința de a se păstra în anumite cercuri ale societății. Singura problemă este în legătură cu acele cercuri este că se focusează foarte mult și pe vicii, deci nu este într-un mediu ok, nu. Deci aceste lucruri nu se întâmplă de un an, doi. Acest cerc de oameni pe care îl are în jurul său, care îi induc toxicitate, vicii, un stil de viață mai nocturn, sunt cunoștințe vechi pentru această persoană. Nu se lasă foarte influențat de acești oameni, de acești prieteni, lasă acești oameni să îi conducă efectiv viața, ascultă foarte mult de ei, deși față de dumneavoastră, de exemplu, pare foarte hotărât și foarte sigur pe sine, foarte stăpân pe sine, în sensul că face el ce vrea, nu face ceea ce ei se sugerează, ok? Este, după cum am zis, e o persoană care se joacă foarte mult cu mintea oamenilor, îi place să controleze situațiile, îi place
să manipuleze pe cât posibil, mai ales persoanele de sex feminin. Ironia sorții, în realitate, este că unele persoane, pe cât de ușor manipulează oamenii, la rândul lor sunt manipulați foarte ușor de o altă persoană. Exact acesta este cazul persoanei, numai că aceasta e manipulată de prieteni. Este un seducător, în adevăratul sens al cuvântului. Este o persoană foarte carismatică și, v-am spus, nu este o persoană care să reușească să se mențină stabilă și păstrează opțiunile deschise, jonglează cu mai multe opțiuni odată. Nu vă gândiți că este doar o femeie în doar o altă femeie în viața lui, sunt mai multe. Ideea este că, în general, aceste relații nu sunt de lungă durată, dar nici acest stil de viață nu va înceta. Deci, nu, sincer, nu vreau să vă dau speranțe false aici. Nu cred că veți putea face voi o schimbare în legătură cu acest om, eventual doar dacă renunțați la relație pentru binele vostru, sincer vă zic. De asta zic, nu vă gândiți că e căsătorit sau ceva de acest gen, nu. Ține foarte multe aventuri. Și este un om destul de rece. Dar va avea anumite realizări la un moment dat, doar că va dura. Nu cred că se merită. Cam atât am avut de spus la varianta numărul 1. Voi nota și varianta numărul 2. În regulă. Sincer, aici pare că persoana asta nu... Bine, n-ar fi problema neapărat de... Deși, asta e titlul, da, 2 secunde, numai să-mi organizez un pic. Da, deci această persoană, într-adevăr, mai are o altă persoană în viața sa. Este o persoană foarte intuitivă. Ce tind eu să cred în legătură cu această persoană după aceste cărți, am senzația că este posibil pentru unii ca această persoană să fi făcut deja pușcărie, pentru alte persoane sau să fi fost foarte închis într-un mediu în care nu era permis să iese efectiv din casă, să fie avut un mediu de familie foarte, foarte toxic, foarte multe interferențe negative. Ei bine, această persoană a reușit să vină din acest mediu ostil și să se simtă ca un învingător. A reușit să treacă deja de niște încercări ale vieții foarte, foarte grele. Poate avea abilitatea de a picta, de a face portrete. Bine, acest lucru nu este pentru toată lumea, dar este și o persoană care poate lupta pentru ceea ce vrea, știe să-și apere drepturile. Ceea ce văd în legătură cu această persoană este însă că modurile sale de a lucra, de a-și conduce viața, nu sunt întotdeauna etice și nici nu sunt întotdeauna legale. Poate apărea o tendință de a juca la jocuri de noroc, de a se învârti în anumite cercuri cărora, de exemplu, anumite fără de legi nu sunt o noutate. De asta spun că cred că ar fi mai bine să nu vă implicați. De ce? Pentru că această persoană riscă să fie, dacă nu a fost până acum prinsă, riscă foarte mult să fie prinsă și să pună pe pauză automat relația cu voi. Ca și cealaltă situație nu o văd foarte stabilă. Văd că există o compatibilitate între ei la nivel intelectual. Există niște conversații foarte interesante. Există și un stil de a petrece. Probabil le plac anumite petreceri care, să zicem, nu sunt pentru toată lumea și
ar provoca, în general, repulsie din partea unor persoane care au un stil de a vedea lucrurile mai tradiționalist. Ideea este că acestei persoane îi se recomandă prudență, dar la fel și vouă, nu văd ca această situație să decurgă bine pentru voi și dacă alegeți să rămâneți în această situație, această persoană riscă să fie prinsă. Și v-am spus, în general, modul de a trăi al acestei persoane nu este totdeauna etic. Este decizia voastră ce veți face de aici încolo. Eu nu vă zic ce să faceți, numai eu vă pot oferi o recomandare din ceea ce văd, pentru că mi se pare că în momentul în care vă uitați la etalările mele, să vă atenționez asupra unor lucruri. Mai departe, dacă vreți să le luați în seamă sau nu, este decizia voastră și atât. 11 și un minut. 11 minute și o secundă, pardon. Așa. Și vom lua și varianta 3. Bun, acestei persoane îi place foarte mult să danseze. Cel mai probabil, două secunde, că am văzut o chestie interesantă. E posibil să aibă un tatuaj. Dar nu neapărat. Este o persoană destul de plină de viață, imatură uneori, îi place să se exprime artistic. Această persoană, sincer, cred că este căsătorită. Are niște probleme de sănătate. Încercați să fiți atenți. Pare a fi o persoană foarte amabilă în general. Ideea este că a avut o realizare destul de dură, destul de curând. Probabil nu este neapărat acum să fie căsătorită, dar totuși vom verifica. Bun. Da. Și sincer consider că există și foarte... Poate să fie, cred că este genul de căsătorie deschisă în care fiecare își vede de alte întâlniri și alți parteneri. Consider că această persoană comunică foarte mult cu cineva online. E posibil să fiți dumneavoastră, dar nu neapărat. Dar oricum și aici am o energie de opțiuni deschise. Are avut o realizare destul de puternică în legătură cu o problemă de sănătate, sincer, aici și asta l-a făcut un pic să se... Nu, să vadă efectiv altfel lucrurile, cred că ar fi cel mai ok de spus. Este într-o căutare de valori. Va fi posibil o schimbare la un moment dat. Să vedem dacă are rost să stați sau nu. Inutil. Complet inutil. E condusă de plăcere această persoană pentru o perioadă mai lungă. Îmi pare rău că toate trei au fost atât de negative. Să sperăm că următoarele vor fi mai pozitive. Ok. Eu voi reveni în cel mai scurt timp cu alte etalări și sper să ne revedem. De fapt, cu siguranță ne vom revedea cât mai curând. La revedere!